Daniela, cum ai cunoscut Asociația Speranță pentru România? Am auzit de Speranță pentru România de la o vecină de aici din sat care mi-a povestit despre un băiat grav bolnav, tot așa ca Mihai. Am căutat pe internet, am găsit numărul de telefon și am sunat. Mi-a răspuns Iza, i-am povestit despre recuperările pe care trebuie să le facă Mihai. Ne-a făcut un necesar al banilor și așa am început colaborarea care. Practic, cazul lui Mihai a fost publicat pe site-ul nostru speranțapentruromania.ro, Da. iar Iza, colega mea, s-a ocupat ca să mediatizeze, să promoveze Da. cazul lui Mihai și au început să se strângă fondurile. Da. Până în momentul de față s-a strâns o sumă frumușică de bani și aș vrea acum să te rog să ne spui dacă aceste fonduri au ajuns în final la tine ca beneficiar atunci când tu ai avut nevoie, atunci când ai Da. cerut, ți s-au trimis aceste fonduri? Da, de fiecare dată ni s-au trimis banii necesari pentru a merge cu Mihai la spital, unde a făcut analize foarte costisitoare pentru noi, pe care nu ni le-am fi permis. Cum evaluezi tu relația ta ca mamă, ca beneficiar cu Asociația Speranță pentru România? Este o relație foarte bună, sunt oameni foarte serioși care iau în serios problema noastră și sper să fie așa, așa de acum înainte. Cu siguranță că așa va fi și de acum înainte. Iată, Mihai e un pic neliniștit. Dragii noștri, faptul că suntem astăzi aici, că sunt astăzi aici, este o confirmare că fondurile pe care dumneavoastră le-ați donat au ajuns, așa cum a spus și Daniela, în final la această familie. Daniela, acum la final, aș vrea să te rog să transmiți un mesaj de mulțumire tuturor celor care au donat pentru Mihai, care din puținul lor sau din mai multul lor au făcut o donație pe pagina lui Mihai de pe site-ul nostru. Vreau să vă mulțumesc din suflet, cu toate că Mihai nu este un caz atât de disperat cum sunt cazurile de cancer, de leucemie. Eu nu mă așteptam să strângem atâția bani, adică nu știu cum să zic, într-un fel mă gândeam că nu merităm să primim atâția bani față de cazurile grave care le aveți acolo pe site. Și mulțumesc tuturor din tot sufletul. Să le dea Dumnezeu sănătate la toți. Dragii noștri, sper să revin aici și să vă aduc doar vești bune despre Mihai. Faptul că, iată, sunt aici este o confirmare, cum a spus și Daniela, că aceste fonduri din partea dumneavoastră au ajuns la această familie. Vă mulțumim pentru fiecare donație, vă mulțumim pentru tot suportul dumneavoastră și Doamne ajută!